e locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări live atât în fața micilor ecrane, cât și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă, și pe YouTube, acolo unde vă invit să dați un subscribe pentru a fi primii care află toate informațiile pe care le aducem în fiecare zi în fața dumneavoastră. Discutăm astăzi despre scandalurile care sunt parcă pe ordinea de zi la Simeria, din păcate, de la o zi la alta, aflăm tot felul de noutăți cu privire la modul în care este gestionată situația la nivelul orașului Simeria. Probabil că cei care ați urmărit și jurnalele noastre de știri ați observat că în ultima perioadă au fost probleme cu privire la bugetul local, au fost probleme și în ceea ce privește salariile angajaților de la primăria Simeria, pentru că primarul în funcție a refuzat să semneze documentele necesare pentru ca oamenii să își primească salariile. A fost așa o adevărată nebunie cu acest subiect, pentru că a ajuns chiar și în presa centrală acest subiect. Sunt multe aspecte pe care dorim să le discutăm astăzi și pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Emil Râșteiu, consilier local la Simeria. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi din nou alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitația. Cum spuneam, pe ordinea de zi, de obicei când aveți ședință de Consiliul Local, aveți anumite puncte. Iată că noi avem pe ordinea de zi, noi ceilalți care nu suntem în cadrul primăriei Simeria, scandalurile. Din păcate, aceasta este realitatea, sunt foarte multe nemulțumiri, foarte multe probleme care nu par a-și găsi rezolvarea, cel puțin în acest moment. La orice există rezolvare. Din păcate, într-adevăr, s-a ajuns să se pună Simeria pe harta țării, dar nu într-un mod favorabil orașului. Eu lansasem, să zicem, un slogan, ce ne doream, Simeria, inima județului Hunedoara. Acum se pare că s-a ajuns la sămânța scandalurilor din județul Hunedoara, pentru că ceea ce s-a întâmplat la Simeria cu siguranță va avea efecte, chiar dacă nu imediat sau chiar dacă nu foarte vizibile, și în ceea ce înseamnă relația administrativă în mai multe locuri din județul nostru. Așa că nu putem fi chiar foarte mândri de ceea ce s-a întâmplat. Practic, primarul în funcție al orașului Simeria a refuzat să semneze documentele necesare pentru ca toți angajații până la urmă să-și primească salariile. Acesta motivând că oamenii sau parte dintre angajații nu își fac treaba așa cum trebuie și atunci cumva trebuie să fie pedepsiți în acest sens. Cum ați fost primar și la Băcia, ați fost primar și la Simeria, cum ați comentat gestul lui? O astfel de situație nu trebuie să se întâmple și vorbesc foarte serios. Cine face așa ceva trebuie să fie taxat, să fie pedepsit, să spunem. Eu acum am activitate privată, nu-mi pot permite să mă joc cu salariile oamenilor, indiferent cum se pune problema. Că este o situație de întârziere, din lipsa fondurilor, din temir ce motive, dar nu că nu vreau. Eu ca și asociat, ca și administrator al societății, nu pot permite să spun angajaților, nu vreau să vă dau salariile, vi le dau numai mâine. Nu, așa ceva nu există și nu cred că într-o țară civilizată se poate pune problema așa. Din punct de vedere a ceea ce înseamnă un conducător de unitate. Dar dacă ne ducem înspre angajați care o lună de zile și-au făcut treaba, au fost la servici, au fost în fiecare zi la servici, nu știu, până la urmă, cântarul muncilor trebuie să aibă să fie altfel format sau realizat, nu că nu-ți dau salariile. Un angajat după o lună de zile care își așteaptă ziua de salar,
Care până la urmă are și el problemele lui, are și se bazează probabil pe acei bani că intră în cont în data de. Să vă dau un exemplu. Un exemplu personal. Eu am stabilit cu fetele mele, care sunt studente, că în data de 15 sau până în data de 15 le virez o sumă de bani. Cum pot să, sau ce mi se poate întâmpla sau cum m-ar percepe fetele mele dacă eu nu aș da în 15, m-aș duce în 16? Nu știu. Din poate diferit, și mai târziu. Din diferite, să spunem numai o zi. Cum s-ar simți ele? Vai, oare tati are probleme financiare? Oare tati ne mai poate ține școală? Cum să zic, și în primăria Simerea sunt persoane care trăiesc strict, sau mare parte trăiesc strict din salariile care le iau din, de acolo. Nu au alte venituri suplimentare, poate parte dintre ei, pentru a se mai descurca, să spunem. Sunt oameni curate, ratele ți le stabilești la bancă în funcție de cum ți iei salariul, nu te poți juca cu astfel de chestiune. Mie mi se pare că... Pot interveni și probleme de sănătate, să nu uităm că și aici este un aspect, probleme de sănătate, și ai nevoie de bani în astfel de situații. Da, foarte multe aspecte se pot apărea. Deci ceea ce s-a făcut nu are niciun fel de nu are nicio scuză. Iar în ceea ce privește pedeapsa, este de altă natură pedeapsa. Pentru că acele persoane care au fost pedepsite sau din cauza cărora nu s-a luat salariul, au fost persoane care au refuzat sau au întârziat să facă niște lucruri care țin de personal. Sub nicio formă n-a fost o chestie de problemele orașului, de lucrări, de proiecte. Pur și simplu fetele de la personal au întârziat, au dat o explicație, au dezbătut subiectul transferurilor sau detașărilor pe care și le dorește domnul Bedea să le facă în primărie. N-avea nicio legătură cu proiectele orașului. N-avea nicio legătură cu bunul mers al orașului. Mai mult, sunt dintre ele, nu știu dacă, că nu am informații așa foarte concrete, între ele sunt care sunt date la delegate la executări silite. Adică să meargă la cetățean să-i pună sechestru pe bunuri, pe... Nu știu ce va ieși din treaba asta. Mă rog, asta este strategia din punct de vedere organizatoric, nu mă bag, ci mă bag doar la faptul că nu trebuia să facă lucrul ăsta. Sunt comisii de disciplină, se pot lua măsuri directe la faza de mustrare. S-a încercat poate... acest lucru înainte de a lua această decizie de a nu semna... Eu nu am cunoștință de așa ceva, sau oricum, și dacă s-a pornit o astfel de procedură, trebuia să mergi pe procedura respectivă, că nu vreau să-ți dau salariile. Oricum, presiunea care s-a făcut atunci la zilele trecute pe treaba asta, până la urmă a avut efect și a plătit salariile, cred că luni, și nu cred că va mai îndrăzni să mai facă lucrul ăsta vreodată. Eu cel puțin așa cred. Un om, cum să zic, cu o minimă normalitate, nu poate să mai facă ceea ce a făcut el în perioada asta. În această problemă a intervenit și prefectul județului Hunedoara, au fost și reprezentanții ITM Hunedoara într-o vizită inopinată la primăria Simeria. Haideți să vedem și ce a declarat prefectul județului Hunedoara cu privire la legalitatea acestei decizii a primarului orașului Simeria. În legătură cu situația de la Simeria, este legal ca primarul să nu acorde salariile angajaților la termenul fixat? Nu este legal și nu este posibil acest lucru. Încercăm să verificăm această situație și am dispus prin ordin de prefect să facem un control la fața locului, să luăm legătura și cu primăria, și cu primarul, și cu consiliul local, dar în același timp și cu angajații de la primăria Simeria. Da. Vom vedea în urma controlului ce măsuri putem să luăm. Și când va fi controlul? Cât de repede posibil.
Da, controlul a fost între timp, pentru că aceasta este o înregistrare din data de 11 mai, sper că nu greșesc, și între timp, așa cum spuneam, au fost deja făcute aceste verificări și la primăria Simeria. Iată, nu este o decizie legală aceasta de a nu da banii angajaților, indiferent până la urmă de ceea ce au făcut sau nu au făcut. Cred că nici el nu și-a pus problema că face o chestie legală cu treaba asta. Doar că a vrut să creeze atmosfera asta că de singur împotriva tuturor, de-aia sunt întârziate lucrările, că nu-și fac treaba angajații, că de-aia nu-s pornite proiectele, că nu se votează în Consiliul Local sau îi pun frâne angajații. Deci e o chestie de propagandă electorală care n-are niciun suport real. Este totul o invenție cu privire și la angajați și la consilierii locali. Eu nu cred, că îi cunosc pe mare parte din cei din primărie, în mod intenționat cineva vrea să pună frâne. Mai mult sunt oameni aduși de domnul Bedea prin transfer la primăria Simeria. Eu nu cred că acei oameni îi pun frâne, dimpotrivă, cred că se străduie să-l ajute. Numai că și ajutorul trebuie să știi să-l și primești, nu doar să inventezi tot felul de lucruri. Deci parte dintre angajați sunt oameni ai domnului primar, să spunem. Da, bineînțeles, o parte din ei... Echipa care pe care și-a conturat-o. Da, într-adevăr, s-a conturat-o cam greu, că s-a scos postul la concurs la Simeria și nu mai venit nimeni. Bă, asta înseamnă ceva. Păi, acum, toată lumea devine... De ce credeți că refuză oamenii să mai... Păi, dacă mai iau după cei care au plecat din primărie, după ce domnul Bedea a ajuns ordonator de credite, nu se poate lucra cu dânsul. Nu înțelege lucrurile, nu ia în considerare explicațiile celor care știu și atunci oamenii au preferat să plece. Și acum sunt dintre ei care își caută să plece în altă parte că nu mai suportă. Cu toate, eu că mai discut cu ei și niciodată nu i-am încurajat să plece din primărie, niciodată nu i-am încurajat să saboteze, pentru că nu este normal ca actul administrativ să nu funcționeze. Bă, chestiile noastre politice este una, dar ceea ce înseamnă administrația este altceva. Și eu sper din suflet, și o spun cu mare seriozitate, sper să nu se ajungă într-adevăr acum angajații primăriei să saboteze. Pentru că i-a dus într-o stare din asta de nu mai suportă să meargă la servici, merg tot încrâncenați, tot așa cu teamă, cu... Hai să nu să exprim lucruri chiar foarte urâte. Merg cu teamă la primărie sau și sper să nu ajungă instinctiv să într-adevăr să saboteze. Eu nu i-am simțit să saboteze până acum, dar îi de așteptat. Cumva sunt situațiile create, poate îi împing uneori să ajungă în această situație? Dacă seamănă neîncredere, atunci toată lumea e panicată. Dacă fac ceva în primărie și până la urmă să dă vina pe mine. Cum a fost acel subiect, reluând un pic, acel subiect cu reabilitarea, sau mă rog, renovarea biroului. A venit firmă, nu știu nimeni, să reabiliteze, să schimbe biroul, nu știu ce au făcut acolo, mobilier și reparații și așa mai departe, n-a știut nimeni de ea. Nu a trecut prin Consiliul Local? N-a trecut prin Consiliul Local, nu, n-a fost. Asta a venit prin Consiliul Local după vreo 6-7 luni în discuție, dar firma respectivă a început să lucreze acolo, n-a știut nici cine este firma, n-a știut nimeni nici ce vor să facă. Și după aceea, când a ajuns în Consiliul Local și noi am început să dezbatem acest subiect, că nu e normal ce se întâmplă, două persoane din primărie au primit solicitare de notă explicativă că de ce nu s-au făcut documente. Păi, dacă, cum să zic, bă, chiar a greșit. A greșit la faza asta. Dar asumă-ți. Da, m-am greșit, trebuia să discut, trebuia să fac, dar nu dau vina pe alții. Deci acel proiect ar fi trebuit să fie realizat din banii simerienilor, practic, nu din bugetul local, probabil. Da. Doar că reparații, au fost omise anumite Nu s-au făcut niciun fel de achiziție, a venit firma, s-a apucat de lucru și, pe urmă, după 6 luni s-au cerut banii în bugetul local ca să poată să facă lucrul ăsta. Dar de vină au fost alți angajați.
Păi în situația asta, când vezi o astfel de situație, stai pe gânduri, bă, și dacă fac o hârtie, dacă îmi cere BDA să fac o hârtie, dacă el nu semnează, s-ar putea să fie o devină dacă ceva nu e în regulă. Și atunci toată lumea este ca și un arici. Eu cel puțin așa cred că sunt. Practic, într-o situație parte dintre angajați nu le este teamă de fapt să mai semneze probabil anumite dacă documente. Dacă nu ți-asumi și ca și conducător, până la urmă trebuie să fii, să ții partea angajaților. Chiar și când cu drept sau pe nedrept înjură lumea pe stradă un angajat, eu ca și primar, iau apărarea, că mă duc după aceea și îl urechez sau dau o mustrare internă sau îl bag în comisia de disciplină una, dar nu mă apuc să spun și eu, da, că mai rău decât ai zis dumneata, pentru că dacă nu funcționează aparatul primăriei așa cum trebuie, sunt foarte multe lucruri, sunt foarte multe chestii birocratice. Dacă nu se derulează toate în ordinea lor, se ajunge la un blocaj. Acum, eu nu știu dacă era o prioritate executările silite. Da, bun, ok, trebuie să se ajungă să recuperezi banii, așa este legea. Nu spune nimeni că... Deci, practic, nu... sunt taxe, impozite, poate amenzi neplătite de către cetățeni și o parte dintre angajați asta ar fi trebuit să facă, lucru pe care nu l-au făcut și de aici această problemă cu salariile, nu? Aduci de la evidența de la stare civilă și duci la executări silite. Oare în cântarul ăla starea civilă e mai puțin importantă decât executarea silită? Nu știu, eu cred că nu așa se procedează într-o chestie administrativă. Până la urmă, sunt situații în care oamenii nu-și pot plăti impozitele sau au rămas în urmă sau, ce, au fost plecați și au ajuns la tot felul de penalități, au ajuns la tot felul de situații în care acum trebuie să pun o sumă mare. Nu te duci să iei mașina, casa, nu știu ce teren, dintr-o dată. Sunt niște pași, ajungi cu ei la înțelegeri, din când în când, nu știu dacă s-a făcut, cred că și anul trecut, au fost acele amnistii în care, dacă îți plăteai impozitul, scăpai de penalități. Și atunci ajungi de recupere. Sunt alte mijloace. N-am fost în 20 de ani, n-au fost decât 2-3 situații în care n-am putut să recuperăm până la urmă sume mari. În rest, până la urmă, încet, încet, mai compensări, mai tot felul de lucruri care se găsesc soluții. Dar nu sub forma asta, așa, la modul brutal. Da, eu înțeleg că este în dificultate majoră bugetul. Da, de utilități. Sunt bani numai până în septembrie, de salarii doar până în septembrie-octombrie. Și ați adus în discuție bugetul local și spuneam la începutul acestei emisiuni că au fost probleme și din acest punct de vedere, pentru că modul în care a fost gestionat acest subiect nu a fost unul chiar legal, pentru că acel proiect nu a fost semnat de către primarul în funcție, a fost semnat de către viceprimar. Din nou au fost tot felul de intervenții aici, care este în prezent situația cu privire la bugetul local? Are Simeria un buget local pe anul acesta? Da. Deci, acum este bugetul, dacă îl atacă prefectura în contencios, atunci se va ajunge să, până se reglează situația, se va merge cu una 12-a parte din bugetul pe anul trecut. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile și vor poate funcționa așa? Va funcționa cum va funcționa, așa, la limită de avarie. Dar, după părerea mea, acolo este o situație generată tot de domnul Bedea. Pentru că a fost în concediu din decembrie până prin 6-7 ianuarie. În acea perioadă trebuia depus să facă propunerea de buget pentru 2023 a orașului Simerea. Deci, în acea perioadă, la mijlocul perioadei, trebuia depus. În ziua în care s-a pus pe transparență, a trecut prin primărie. Chipurile că, și așa am înțeles de la angajat, că au fost vreo 40 de angajați în primărie, i-a adunat în sala de ședință și le-a spus: eu sunt în concediu, am venit să vă salut, să vă spun la mulți ani. Smartori, că ei mi-au spus, au fost 40 ceva de angajați în acea sală. Mai mult, în ședința de consiliu, când a fost întrebat de către un consilier, domnul Bedea, de ce nu ați inițiat dumneavoastră proiectul de buget, a spus: eu nu l-am inițiat că am fost în concediu.
ca după aceea să apară că totuși a fost prin primărie, el de fapt a trecut prin primărie ca să-și dea afară administratorul. Deci doamna administrator, care a fost cu dânsul în campanie electorală, a fost cu, i-a făcut campanie electorală, susținătoare, a fost, da, o susținătoare din asta, foarte înrăită, să spunem așa, ne-a făcut și pe noi în toate felurile doamna Ramona, ca să-l susțină pe Bedea și o dat afară. El a venit, a trecut prin primărie ca să o dea pe doamna afară, ca și administrator public. Și n-a spus la nimeni, n-a informat. Mai mult, mă repet, a declarat atât în ședința cu aparatul primăriei, cât și în Consiliul Local, că a fost în concediu. Păi dacă ai fost în concediu, ți-ai delegat atribuții la viceprimar, viceprimarul a inițiat. Că dacă nu iniția viceprimarul în ziua aia, pentru că a fost prima zi lucrătoare a anului, că nu se pot interpreta lucrurile. A fost unul, doi liber, în trei au venit la serviciu, trebuie să pună bugetul pe transparență. Nu puteau altceva. Era termenul 3 februarie să fie aprobat, după lege. Păi dacă nu l-a interesat bugetul orașului la momentul respectiv, acum ce vii și spui că au făcut ilegalități? Că am văzut că acolo, în direcția asta merge, că aparatul primăriei a făcut ilegalități. Păi ce ilegalități mai mari decât ceea ce faci tu? În condițiile astea, dacă este mai important un post de administrator, că pe care îl poți să-l dai afară și după ce vii din concediu. Vii din concediu, treci pe la primărie să-l dai afară și după aia ieși și spui că eu am fost în... nu mi-au dat bugetul asemnat. Cum să zic? Sunt lucruri care parcă nici nu vine să le mai discuți. Atât de evidente. Parcă nici nu mai vine să le dai explicații. E de datoria noastră să transmitem primarului orașului Simeria, dacă dorește și are ceva de spus cu privire la toate cele enumerate puțin mai devreme în emisiune, o poate face, noi avem ușa deschisă și poate să își spună punctul de vedere cu privire la ceea ce se întâmplă în cadrul primăriei orașului Simeria, așa este firesc, așa este etic și deontologic să-i oferim acest drept, având în vedere că până acum am discutat despre domnia sa. Spuneați despre administratorul public al orașului Simeria, să înțeleg că în prezent acest post este un vacant. Are Simeria administrator public? Nu are? Și aici este un semn mare de întrebare. S-a venit, de fapt, cam de aici a pornit toată nebunia cu salariile din primărie. Acum o lună a venit cu propunere de modificarea organigramei și statului de funcții, Consiliul Local. A fost o hotărâre de Consiliu prin care s-au pus diferite modificări de stat de funcții și de organigramă. Pe acea organigramă și stat de funcții apărea postul ocupat de doamna Ramona Ardelean ca și administrator public. După ședință s-a trezit că trebuie să angajeze administrator, el dăduse decizia de eliberare din funcția doamnei Ramona. După ședință s-a trezit că postul nou s-a aprobat în Consiliul Local ca fiind vacant. Și a cerut celor din primărie, și astea sunt lucruri reale, sunt și documente în sensul ăsta, a cerut celor din primărie să facă o modificare a hotărârii de Consiliul Local. Lucru ilegal. A cerut înscris la o persoană din primărie și la președintele de ședință, înscris, le-a cerut să facă, să semneze o erată a hotărârii de Consiliul Local. Păi o hotărâre de Consiliul Local nu se poate modifica decât prin Consiliul Local. Faptul că au refuzat aceste persoane, le-a făcut și o plângere. Fetele de la personal și lor am înțeles că li s-a cerut să facă acea modificare și de acolo a apărut supărare mare că au refuzat să facă acea modificare. Cum să modifici o hotărâre de Consiliul Local?
până la urmă și o virgulă, dacă îi s-o iei strict 100% pe lege, și o virgulă o modifici doar prin Consiliul Acolo, Local. Acolo, pentru că poate schimba sensul bineînțeles. Cu totul. Și de aici a apărut toată că el vrea repede să angajeze administratorul deci, public. A fost deranjat de faptul că a primit refuzuri pentru modificarea acestei hotărâri, care, așa cum spuneați, este ilegală în acest mod. Păi da, nu vii cu o modificare de hotărâre de Consiliu sub nicio formă, nu poți să o modifici. Și dacă tu te superi pe chestiunea asta, că putea foarte bine să vină să spună, eu am dat dispoziție să o elibera din funcție, acum este postul vacant, dispoziția la prefectură a trecut de avizul de legalitate, acum o să-mi angajez administrator public ca să administreze ce consider că trebuie să administreze în oraș. Nu îmi dau seama. Am văzut în fișa postului că are și atribuții de a coordona societatea primăriei. Mă rog, foarte bine, nu ăsta este subiectul. Problema este procedura prin care faci lucrurile, trebuie să respecti pașii și normal că noi acum, când a venit organigrama din nou pe ordinea de zi, nu mai corespundea realității și legea spune că trebuie să corespundă realității când se votează. Și atunci am respins-o, nu s-a dat nici pe comisia avizul comisiilor, s-a respins și din ca și proiect de ca și hotărâre și urmează să vină cu ea cu organigrama reală. Adică este într-adevăr o formalitate, dar formalitatea asta trebuie parcursă. Să vină cu ea cu situația reală și noi o votăm. Nu s-a pus niciodată problema să nu votăm ceva care e normal sau care este real și nu vrea nimeni să pună frâne. Deși dar nici nu poți să ne bagi uneori că este sabotat de către unii dintre consilierii locali. Am mai susținut acest lucru. Păi ce sabotaj că i-am respins acea hotărâre sau am cerut amânarea și prin respingere am cerut amânarea la hotărârea de Consiliul Local de aprobare a proiectului la strada 1 decembrie și generatorul, am solicitat să revină cu hotărârea și să încerce să repare și podul. Pentru că avem o restricție pe pod și am zis a făcut antam atunci prin presă că consilierii locali pun frâne, că de-aia nu se pot face lucrările, că a fost Consiliul Local împotrivă. Asta a fost undeva, cred că pe luna octombrie. Nu știu, octombrie-noiembrie. Anului trecut. Noi suntem în mai și abia acum s-a obținut avizul de la CNAIR pentru giratoriu și abia acum poate folosi acea hotărâre de Consiliul Local care noi am aprobat-o într-o ședință ulterioară că... Într-o altă formă ați primit-o? Nu, da, a făcut, că era și greșită, erau și pe proprietăți private făcut, erau mai multe greșeli în acel studiu de fezabilitate. S-a corectat, nu se dorește să se repare podul. Noi am încercat să impunem chestiunea asta, să se repare și... În administrarea cui este acel pod? Podul care trece practic este, peste chiar dacă au tot felul de păreri și să vină cu tot felul de avioane, ăla este un pod care îi revine sarcina orașului Simerea să se ocupe de el. Indiferent că nu se găsesc CF-urile, nu se știe care a cui, dacă era pe... Nu există documente? Păi sunt ceva document, eu acum nu, noi nu și am încercat an la rând să găsesc cartea tehnică a podului când s-a construit, n-am reușit. Ăla este un pod pe un drum județean, dar care este în administrarea orașului. Mai mult, strada 1 decembrie de la cap la coadă este în inventarul public al domeniului orașului Simerea din 99, deci acolo se putea face. Da, mă rog, eu m-am săturat să dau explicații pe tema asta, tot am spus-o că se poate repara podul, mai ales că sunt și suficienți bani, dar nu s-a dorit și atunci, până la urmă, i-am votat acel studiu de fezabilitate la o lună, în noiembrie. Și au mai trecut 6-7 luni, nici nu mai știu câte, până se poate folosi hotărârea de Consiliul Local. Deci este o chestie care, cum să zic, nu mă aruncăm așa cu noroi în stânga, în dreapta, fără niciun fel de argument real. Să vindem iluzii, eu, și asta mi se pare un lucru foarte nociv. Am văzut, da, acum s-a primit avizul de la CNAIR pentru giratoriu, foarte bine, dar
ce am de comentat, și acum nu sunt cârcotaș, să nu mă înțelegeți că îmi caut nod în papură, doar că prezentarea pe care a făcut-o domnul Bede acum, iar a vândut iluzii. A pus un giratoriu cu două benzi. Că acolo va fi un giratoriu cu două benzi, cu patru benzi de intrare, patru benzi de ieșire din giratoriu, care nu este real. De ce? Păi, dar nu încape acolo. Nu este, doar am studiat acest subiect și noi ne-am zbătut la vremea respectivă, 2 ani de zile, până am obținut avizul. Știu că și în vremea fost... care erați primar, ați demarat. Păi da, am obținut avizul proiect. Și abia după aceea am intrat pe să cumpărăm terenurile și din jur ca să-l putem face. Ca să fim sigur că ne obținem cum zic, acordul CNAIR-ului, am făcut demersurile în sensul ăsta. Deci, păi și l-a modificat între timp sau ce s-a întâmplat atunci? Nici nu mai știu ce s-a modificat, că au tot făcut tot felul de exhibiți, tot au trecut prin primărie cu ele, de nu, n-am mai înțeles nimic. Până la urmă, el acum este prezentat un giratoriu cu două benzi, cu patru benzi de intrare, patru benzi de ieșire, plus încă o poză de pe, de pe o promovare la un bulevard din Cluj-Napoca, că așa va arăta zona respectivă. E realizabil acest nu proiect? Este, nu este realizabil și vă spun și declar public și mă uit și în cameră că dacă acel proiect se poate face cu patru benzi de intrare, patru benzi de ieșire și cu două benzi la giratoriu, eu promit că public, aici sau la orice altă televiziune, o să-l felicit pe domnul Bedea. Ca să nu să creadă că eu acum am venit cu o chestiune de cârcotaș, ci pur și simplu nu sunt de acord cu a vinde iluzii. Acum să faci o chestie, că să faci o chestie frumoasă. Da, se face un giratoriu bun, ok, până la urmă pe posibilitățile terenului care este acolo. Este necesar acolo, da, da, în sens giratoriu, având în vedere traficul destul de intens în acea zonă. Doar că cum să zic, vii cu imagini frumoase că se va întâmpla. Nu, ce o să zică oamenii când o să-l vadă că e pe o bandă? Că te aștepți la ceva, dacă e pe două benzi, circulația va fi într-un fel, dacă e pe o bandă, circulația nu va fi chiar așa. Acesta e? Da, da, da. O să îl transmit și colegului meu din regie să vadă și telespectatorii despre ce vorbiți. Da, și eu mi-am luat angajamentul că dacă se face așa, eu o să-l felicit pe domnul Bedea. O să fie la surprize, că nu se așteaptă nimeni să fac eu felicitări. Dar, uite, promit lucrul ăsta. Este, există și un termen, mă gândesc, de finalizare a acestui proiect va dura care ceva. Am văzut și acolo, sunt niște angajamente, ar fi bine dacă s-ar face în timpul ăsta pe care l-au prognozat, da, ok, să scoată la licitație în luna iunie, iulie, să înceapă lucrările în octombrie, foarte bine, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Bine, aici odată început o licitație e cam dificil să dai un alt termen când vor începe lucrările, pentru că acolo pot interveni contestații, pot interveni alți timp destul de mari de așteptare până când acele contestații sunt soluționate. Iată, despre acest sens giratoriu discutam. Ar fi foarte bine dacă l-am putea face așa, doar că ăsta este un giratoriu cu raza mică, cu o rază mică, care nu dă CNAIR-ul aviz pentru așa ceva. Da, CNAIR-ul a dat deja un aviz. A dat un aviz, dar nu, eu n-am văzut avizul ăla, dar eu vă spun că dacă avizul este pe un astfel de giratoriu, eu vin public la această dumneavoastră. Fotografie este de pe pagina de Facebook a domnului primar, ca da, ne înțelegem. Da, este... Nu ăsta este giratoriu care se va face la Simerea. Eu așa zic. Mă rog, dacă... Proporțiile probabil sunt greșite dacă ne uităm puțin și la cât e omul, cât e mașina aici. E... Da, bun. Ok, eu discut de elementele principale. Două intrări, două ieși. Aceasta este cealaltă fotografie de care ne spuneați cu un bulevard din Cum să zic? Asta eu zic că e o glumă. Da, mă rog, asta nici nu o bag în seamă, că pur și simplu asta e așa o chestie de aiureală. Dar mă refer la subiectul giratoriu, pur și simplu. Haideți să trecem la, giratoriu. La giratoriu. Vedeți că sunt patru benzi de... Partea de sus din imagine ar fi intrarea în două benzi de intrare, două benzi de ieșire. Pe fiecare sens de mers.
Dar permite spațiul acela? Păi tocmai că nu permite. Păi poate pe drumul național să zicem că s-ar putea face un artificiu, nu știu cum. Păi nu, dar nu permite spațiul. Că nu, dar la nu-ți permite spațiul în continuare, înspre celelalte... păi da, sunt acolo zone private. No, nu, mă rog, ce să mai spun? Doamne ajută să fie așa, că va fi un giratoriu... foarte, foarte ușor de exploatat, circulabil, da? Din păcate nu-ți permite spațiu acolo. Da, mă rog, revin, nu vreau să comentez mai mult la acest subiect, doar aștept să fiu invitat să-mi cer scuze. O să vă invităm cu siguranță și noi dacă se va întâmpla într-adevăr acest lucru. Până la urmă, e bine că continuă unele proiecte, nu începute și de dumneavoastră, alte proiecte care sunt așteptate de către mare parte din simerieni, proiecte demarate, aici mă gândesc și la parcurile, la locurile de joacă, mă gândesc și la drumuri și așa mai departe. Continuă, se fac pași în această direcție, s-au prelungit termenul de implementare la toate? La toate, s-au prelungit termenele de implementare. Din păcate, lucrurile acum se văd de unde e problema. Până anul trecut s-a tot dat vina pe Râșteu că a semnat contracte cu termene foarte lungi. Iată că au trecut termenele și s-au prelungit toate. Nu văd la iluminat public să se lucreze. Un proiect finanțat pe fonduri europene. Acolo chiar nu văd că se mai lucrează. Nu păi se, de ce nu se mai lucrează? Că nu banii nimeni. Practic sunt, nu? Că avem, da, la toate sunt. Fonduri și europene? Fonduri europene și la iluminat public, și la grădinițe, și la parcuri, și la învelopale, la învelopare, pe fonduri europene. Nu se finalizează, unele se mai lucrează la ele, la iluminat public n-am văzut să se mai lucreze în ultima perioadă, la străzi cu finanțări de 2017-18 s-au repoziționat, dar și acolo se lucrează așa numai... 2017. Da, 2017. Deci 2017 și până în 2023 nu s-au făcut mari schimbări în acest sens. Păi nu, sunt aceleași proiecte. În 2020 mai erau de executat în valoare de aproape 300 de miliarde lucrări. S-a executat ceva în ultimii 3 ani? S-a executat, dar nu s-au terminat. S-a executat o parte din ele. Vă spun, s-a tot dat vina pe Râșteu că a făcut contractele cu termene. Nu, uite, s-au depășit acele termene și nu s-au... No, asta este dovada că a fost o disfuncționalitate administrativă. Eu nu o văd din alt punct de vedere. Plus că acum probabil că sunt probleme și cu constructorii, că au crescut prețurile, actualizările. Asta e o problemă generală până la urmă. Sunt primării care au găsit modalitatea de a putea să acopere acea diferență. Păi, și aia niște limite, că se mai pot lua din buget, probabil de pe la neprevăzute, se alocă pentru actualizare prețuri, da, ok. Dar au găsit soluții. Da, și mă gândesc că până la urmă vor găsi și aici, dar nu cu așa încetineală. Păi, acum copiii așteaptă să intre în parcurile, în locurile de joacă pentru copii de atâta timp. Nu știu dacă sunt predate la primărie, după cum arată... Cred că a trecut mai bine de 2 ani de când parcurile sunt în șantier. Da, păi ele și-au parcurs etapele și au fost licitate undeva prin 2020. Au început lucrările. Parcul Tineretului, cel de lângă Generala 1. Acel de obicei spectacole și se și vede evenimente. Pe panou că acel parc trebuia să se termine în 2021. Acolo așa scrie, pe panou de informare. Nu 2023. Ia că s-a ajuns în 2023. Ce, finalizat acum? Încă nu chiar tot. Nu știu, am văzut că îi cam finalizat. Nu s-au făcut modificări, că și acolo au fost tot felul de chestiuni, că nu sunt proiectele bune, că facem alte proiecte. Ele sunt făcute pe planșele pe care au rămas în primărie când am plecat eu de acolo. Nu sunt alte parcuri, nu sunt alte forme, nu sunt alte elemente constructive, dar s-au tras de timp, s-au invertat tot felul de lucruri care nu, cum să zic, s-au vândut
iluzii. Eu am mai zis și de Parcul Tineretului, a fost un live sau la locurile de joacă pentru copii, a fost un live a domnului Bedea în care îi spunea constructorului: te rog să pui gazon de iarbă verde acolo. Până la urmă nu s-o pun nici gazon de iarbă verde, s-o semănat iarba, acum e cosită la termene depășite și arată cum arată. No, nu se vede o chestie administrativă care, cum să zic, la minim de bun simț. Îi vraiște tot. No, îmi pare rău că sunt în situația asta, cred că m-am scăpat un pic. Cred că sunteți și vocea cetățenilor sau o parte dintre cetățeni, pentru că de aceea sunteți consilier local și cred că vă mai spun oamenii și dumneavoastră inclusiv anumite aspecte pe care poate nu sunt, cu care poate nu sunt de acord cu ce se întâmplă la nivelul orașului. Mă abțin să spun tot ce spun, ce-mi spun oamenii și îmi trimit mesaje și mă sună, pentru că nu este stilul meu, dar că chiar ceea ce îi ieși din orice limite nu mă pot abține să nu spun public. Nu este bine să fie agitația asta continuă. Nu-i benefic nici pentru imaginea orașului, nu-i benefic pentru nimeni, doar că până la urmă cred că trebuie să existe totuși un soi de presiune de a nu se lăsa chiar să se distrugă tot. Acum, credeți că se va ajunge în această situație, în acest ritm în care se derulează lucrurile la Simeria? Păi sunt toate șansele. Eu nu văd... Bun, că facem proiecte nemaipomenite. Da, ok, pe hârtie le facem proiectele nemaipomenite. Nu spune nimeni că nu ar trebui Simeria să arate ca, nu știu, ca un oraș de top din lumea asta. Dar trebuie să ne vedem și lungul nasului. Trebuie să și vedem unde și până unde pot să mergi și din punct de vedere al finanțărilor și din punct de vedere al posibilităților care le oferă orașul și din punct de vedere a întreținerii ulterioare, că poți să faci lucruri care după aia se duc la cheltuieli foarte mari, că da, ai obținut o chestie pe fonduri europene, dar după aceea acel consorțiu de care a fost în discuție, s-ar putea face un consorțiu în parteneria cu Simeria, dar la ce costuri sunt asupra orașului, nu s-a gândit nimeni sau nu s-a pus în discuție. Vom putea suporta ulterior. Da, bun, vine finanțarea, dar după aceea, ca să funcționeze, că e și obligat, o finanțare europeană te obligă după aceea, nu mai poți să-l închizi. Nu, nu spune nimeni că nu a trebuit să facem un bazin de not. Dar toți cei care au bazine de not spun cât ce povară este pe oraș. Costurile sunt destul de ridicate. Discutam la Petroșani. Deși că... este până la urmă și partea aceasta, pentru că câștigi și bani din acest bazin de not, nu? Și atunci s-ar putea autosusține. Nu se poate autosusține, nu. Toți cei care au bazine de not merg undeva la peste 100.000 de euro balanța negativă, deci trebuie să suporți. Da, ok, dacă îți permiți, suporți și asta. Da, dar trebuie să-ți permiți. Eu acum s-a spus de proiecte europene că nu s-au făcut. Tot ce s-a făcut, am mai spus-o, cred că și în alte emisiuni, în perioada până în 2020, orice axă de finanțare a fost potrivită pentru Simeria, s-a accesat. Nu este niciuna. L-am provocat de câteva ori pe domnul Bedea să spună o axă de finanțare pe care eu n-am depus și n-am câștigat. Ce v-a răspuns? O dă pe cotită, că nu are un răspuns. Acum sunt posibilități de finanțare. Angel Salini a oferit la toate primăriile posibilitatea să acceseze fonduri. Adică au și accesat, că până la urmă a fost o repartizare, să zicem așa, după niște reguli. Fiecare primărie a primit o sumă de bani și ți-a ales ce faci din banii aia. Pe apă, canal, pe drumuri. Da, la Simeria s-a ales giratoriu și strada 1 decembrie în detrimentul la alte 16 străzi care sunt necesare să fie renovate. Eu, dacă eram întrebat sau dacă aveam posibilitatea de a decide, alegeam giratoriu și cele 16 străzi.
Nu 1 decembrie. Ar fi existat și acum această posibilitate de acum a este lege... târziu, că s-a dat ordinul de ministru prin care s-a alocat suma pentru 1 decembrie și geratorul. Pentru că 1 decembrie... Dar ar fi putut să facă această modificare. Dar bineînțeles. Bineînțeles. Și atunci cele 16 străzi rămân în continuare. Bun, să zicem că nu erau 16. Câte ori fi? 7, 5 până ele la urmă? Ele acolo așa, la numărul ăsta au fost undeva 16, 17 străzi, dar dacă finanțai giratoriu și 10 străzi din alea 16, eu zic că era mai potrivit pentru oraș și pentru necesitățile orașului. 1 decembrie nu cred că merit acum să bagi 70 de miliarde în strada în 1 decembrie în condițiile în care sunt probleme cu străzi în oraș. Acum vine lumea și spune păi, da... 1 decembrie strada că de la sensul giratoriu până la parcul dendrologic. Da, mi se reproșează. Păi, da, ai fost primar 8 ani de zile, de ce nu le-ai reabilitat străzile astea? Am reabilitat, nu mai știu, 30, 40, că am făcut-o la un moment dat, am reabilitat străzi. N-am ajuns și la ele, n-am ajuns la fabricii, la astea din zona Progresului și Ion Creangă, unde necesită Libertății, Corvin, Andrei Mureșanu, deci sunt străzi care necesită rapid, nu Mureșanu, Mureșului, necesită rapid intervenția. Dar n-am avut posibilitatea. Asta a fost. Bun, ok, eu n-am avut posibilitate, am fost pedepsit pentru asta, nu mai mergi primar, merge domnul Bedea, dar du-te și fă-le, ceea ce ai promis că faci. O chestie care, cum să zic, o pun oarecum pe seama grandomaniei. Ca să facem bulevardul, să cheltuim 70 de miliarde, să refacem bulevardul, va fi tot felul de figuri acolo. Mă gândesc. Ce mă gândesc... Ați văzut acest proiect? Ce înseamnă reabilitarea acestei străzi? Mie, dar s-ar putea să mă înșel și nu are rost să, doar ca și apreciere. Mie nu mi se pare că lucrările propuse costă atât de mult. Și atunci mă gândesc că să finanțează temir ce minuni pe acolo, pe bulevard, pentru că undeva, una peste alta, părerea mea că reabilitarea lui costă până în 40 de miliarde, cu toate intrările, ieșirile. Este evaluat, să înțeleg. Nu știu, s-ar putea să fie niște elemente de grandioase, eu nu știu, cu lumini speciale, cu fântâni artesene, nu știu cu ce ar putea să fie ca să coste 70 de miliarde. Da, mă rog, asta o să vedem. Dar nu știu dacă nu era mai potrivit o minimă reabilitare și făcute acele 10 străzi. Pentru că nu, acum, practic, eu știu... Practic ar fi trebuit poate prioritizată. Eu am primit multe înjurături la modul serios, la propriu, nu la figurat, pe tema acelor străzi care n-a reușit să le reabilități. Și poate pe bună dreptate, pentru că acei oameni care locuiesc în acele zone și ales, nu au strada... Mai ales strada fabricii, acolo e dezastru ce pe ea. Îmi propusesem să fie una din priorități. Corvin Fabricii și Mureșului, că erau cu cam acolo mai sunt niște străduțe mai mici, Hodos și așa mai departe, alea a zis că din bugetul local, dar cele mari trebuia să fie prima prioritate, că asta este, circul foarte greu pe ele. Bun, oamenii pe bună dreptate s-au îndreptat spre alt primar că le face. Nu, asta este. Nu, eu nu sunt supărat pe oameni, ci pur și simplu sunt supărat pe situația asta de a face lucruri fără să le gândești așa cum trebuie. Și eu sunt convins că sunt oameni în primărie care l-au sfătuit cum să facă administrația. Și așa cum mă sfătuiau și pe mine, așa cum îmi prezentau și mie tot felul de aspecte, sunt convins că și lui, pentru că i-am văzut pe angajații primăriei după alegeri că erau foarte prinzași așa de a sprijini noua administrație. Bă, foarte bine, eu de-aia și doi ani de zile, eu am zis, nici n-am mai pus în discuție problema candidaturii. Că lucrurile, am crezut că până la urmă se vor regla și vor funcționa. Dar dacă nu asculți de nimeni și faci numai ce te taie capul, pare rău, dar ăsta este rezultatul. Și după acești 3 ani cu noua conducere, luați din nou în calcul o posibilă candidatură la primăria orașului Sibiu? Da, o iau în calcul. Până la urmă... Sunteți tot mai hotărât în această direcție.
Au fost prea multe minciuni care s-au vehiculat în spațiu public, care nu s-au adeverit. Chiar azi, într-o conversație cu cineva care a scris ceva un pic cam urât la o postare de-a mea, într-o conversație privată, nu o să dau nici numele și nici, doar spun ce s-a spus acolo, l-am întrebat ce s-a întâmplat cu Boșu, ce ai auzit că s-a întâmplat. Păi zice că s-a cerut șpagă, de aia nu s-a făcut investiția Boș la Simerea. Și i-am scris. A fost așa? Păi, acum și dacă ar fi fost așa, credeți că ați recunoaște, dar dovada, dovada este foarte clară. Și am scris și omul și până la urmă mi-am dat seama că a înțeles. Ce spragă să se ceară dacă s-a eliberat autorizația de construire sau a obținut toate avizele? Adică ce? Și e după aia o decis amânarea. Adică spragă la ce? Până la urmă nici n-aveai la ce să ceri spragă dacă era o discuție de genul ăsta. Că ei au eliberat autorizația de construire, ei au obținut toate avizele, demaraseră și proceduri de achiziții pe iluminat, pe alimentare cu energie electrică, erau niște erau deja chestiuni care nu mai țineau de primăria Simerea. Și mai mult, eu au făcut și o apreciere la vremea respectivă, că de fapt noi așa am ajuns să decidă că se face la Simerea, nu la Făgăraș. Ziceau nemții că nu s-așteptau în termene așa scurte să se obțină toate avizele. Păi nu. Sprijinit, practic. Asta este un exemplu de invenții care și care se pare că s-au folosit și în campanie electorală, cu subiectul Boș, tot felul de variante am auzit. A fost acest subiect poate motivul pentru care oamenii au decis să nu mai meargă cu dumneavoastră? Vă simțiți cumva că a fost Da, este posibil, pentru că a fost o așteptare foarte mare. Foarte, pe scurt că suntem la final. Și s-au găsit, probabil, am fost eu vinovat. Mă rog, oamenii nu trebuie condamnați, oamenii au avut așteptări foarte mari. Și dumneavoastră ați fost entuziasmat, îmi aduc aminte atunci când ați prezentat acest proiect. Eu voi aștept, indiferent pe ce poziție sunt, în momentul în care vor relua construcția acelei fabrici, Boșu sau din grupul lor, aștept din partea celor care au vorbit tot felul de mine pe Facebook să-și ceară scuze. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și multă răbdare sau cum să, ce să vă urez, răbdare și să puteți să faceți cât mai multe pentru Simeria și dumneavoastră și colegii dumneavoastră până la urmă, pentru că oamenii ne străduim, asta așteaptă din partea dumneavoastră. Să facem ceea ce trebuie ca și consilieri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pentru că mai aveți ce să vedeți la Hunedoara 1 TV. E locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1.